victorie pentru voleibalistele de la CSM Lugoj în primul meci disputat pe teren propriu. Lugojencele s-au revanșat în fața propriilor fani, învingând-o pe Dinamo București cu 3-1 sâmbătă seara în meciul desfășurat în sala sporturilor Ioan Kunz Germănescu. Până la această partidă, Lugojul nu avea niciun set câștigat în primele două etape, ambele în deplasare la Bacău, respectiv la Cluj-Napoca. Primele două seturi ale meciului de la Lugoj au fost adjudecate de gazde, însă dinamovistele s-au menținut în joc prin câștigarea celui de-al treilea set. Toate punctele au rămas însă în Timiș, iar Lugojul își trece în cont prima victorie în actuala ediție a diviziei A1 la volei feminin. CSM Lugoj va evolua în etapa viitoare, programată miercuri 14 noiembrie la CSM București, urmând să revină pe teren propriu pentru etapa a 5-a sâmbătă, 17 noiembrie, când va întâlni CSU Belor Galați.